Bună dimineața, azi 23 februarie 2020. Acum am terminat cu datul mâncării la iepuraș. Le-am dat amestec de granule, lucerna, apă cu vitamine Vita Canin. Poate a fost pentru neri, nu s-a văzut chiar așa bine. Am cumpărat niște hrănitori foarte bune. Intră un kilogram lejer în ele. Avem două femeluțe. Aici o femelă din neamță. În data de 3 vor face 2 luni. Mai ceară sora ei. Ei încă nu i-am pus. Ce 5. Măzdrăvani. Uitați-i frumos și ai foc. Încă o mascul din ea. Cernă, paie, apă cu vitamine Vita Canin, amestec de mifuma interocher cu orz, ovăz și floarea soarelui. Niște urechi foarte late la el, plană bună, are peste 3 kg. În data de 12 va avea 3 luni, i-a mers foarte bine. Aici mai avem iarăși 3 frumoși foc. Sunt 6. Sunt tot frați de tată. 4 femele cu 2 masculi. O blană deosebită. Rechelate. Am vedea cum vor evolua și ei. Tot masculul de la bronții tata lor. Mama e femeia mea bătrână. Încă nu au schimbat blana. Părul. Un tată, frați de tată cu ăsta de aici și cu cei de aici. Și bineînțeles cu ăsta de aici iarăși. Mai avem 6, unul s-a dus. O mamă deosebită. Uitați. Rar vezi așa pui. Sperăm că vor trăi și vor fi sănătoși. De mic să văd un păr la ei, zici că-i catifia. O burtă imensă la ei. Mamă deosebită. Sperăm că vor trăi, vor crește mari. Vedeți? Femeie blândă, nu mușcă. Numai de ăștia ținem. Amestec mâncărică, papa bun, cernă, apă cu Vita Canin, mai primesc morcov, le-am mai dat tărâță cu apă cu vitamine, pâine uscată, în
Deci mascolul de la bronz. Un mascol superb și el. Tatăl lui 97,5. Mama lui 96,5. Germania. Aici sus, sora lui, tot de la bronz, 10 puișori, chiar i-am pus pe cântar. Duminica au avut în jur de 2 kg cam fiecare. Sunt 10. Și în data de 24 vor face 2 luni. Sunt în standard, la kilograme. Uitați, urechile sunt ok la ei. Vom vedea cum vor evolua. O mâncărică. Am pus în 3 locuri, trebuie destul, lucerna, apă, apă le mai completez, să nu rămână și fără apă. Tata lor e masculul acesta de la Storz, de pont din campionul european. Uitați-l, are un mascul deosebit, un cap și o ureche, lată groasă. Cu acești doi mascul lucrez. Pe celălalt din nemți, din neamțul l-am dat. Avem 4 pui la o femelă. Am făcut consavânizare, am dat la mama lui. Cu aia vom lucra în viitoare, în viitor. Aici, iarăși avem, toată lumea mă întreabă despre acest masculaș. Avem și două surori de-a lui. Voi separa, voi băga în altă cușcă. Și aici două femele de hicol cu California. Am spus aceste hrănitori, le-am pus aseară. Foarte practice. Este un acolo în colț, ai văzut că nu vrea să vină. Vedem și pe asta. Asta mai e bună la mască. O mască aproape perfect. Am uitat aici să vă mai prezint 3 masculi, din mascul de la Storz. Uitați.
Au și peste 3 kg. Încă rică. Aici o femelă californian. Aici masculașa. Reușit și el. Din baba și cu încrucișare de nemți. Măloții, uitați, sunt verzi, frunze pe ei și floare. Aici o femelă din nemți deosebită. Blană superbă. Sperăm că voi scoate pui din ea, sau că am îngrășat. Îi dau doar un cernă goală. Aici avem pe sora ei. Aici cei 7 prichindei. Aici mai avem una cu 5. Cum le dă să sugă? Da. Aici altă femeie, am băgat-o aici. Baba. Mascul de neo. Mascul și o femeie de californian. Aici o masculașă are de californian, de vânzare. El frumos, el. Aici avem cățelașii. Înțeles să ești neamță. Mascul de neu, uitați ce poziție are. Femela de uriaș. Bătrâna care are puii a 6 și femelele alea două mari, tot din ea sunt. Și 4 puișori, vi-am tot mai prezentat. Aici nemțoica. Din coci o femelă de California. Vă doresc o zi bună la toată lumea. Cei care doriți vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. Puteți suna la numărul 0756 575 385. Pentru detalii în domeniul iepurilor,
Avem un grup pe Facebook, deja suntem peste 800 de membri. Iepuri, pasiunea ce ne leagă. Vă mulțumesc tuturor cei care sunteți abonați și urmăriți videoclipurile mele. O zi bună la toată lumea. La revedere. Încă o dată mulțumesc domnului Virgil pentru aceste hrănitori deosebite. Virgil Manole. La revedere.